Și vii pe balcon și îmi place foarte mult cum ai să te așezi acolo. mai jos. Mai jos, da. Nu, gen așa, ca să mă mai înclină. Ok. Iar n-ar avea cum să cadă pe drum deci, din fața mea aici. El oricum e fixat. Dar nu se vede care piesă lipsește. Nu cade astea, uite-le. Vezi? Da. Nu cade astea. Și întrebarea vine a ei. S-a întărit să vină? Păi stai că mă duc să mă uit. Să nu se rupă. Stai liniștită. Știu cum... Știu cum să-l apuc, să-l apuc. Ok. Și tu ești pe jos pe aici și tu începi să strângi lucrurile. O, chiar să mă pun pe jos sau? Da, în genunchi. Chiar mă bucur că ai venit. Bun, deci hai să le luăm. Tu ești pe jos, că auzi piesa. Alina, aș dă seama că e un moment perfect să pleci acum. Lăsăm pe jos. Exact. Eu trebuie să plec. Păi, da. Hai să luăm ușa asta ieșire acum. Te aduce după aia și... Da, bun, hai să... Asta întreb, o conduc până la ușă, teoretic. Da. Și după aceea revii tu în balcon și faci aia. Deci aici se vede unde ține mâna acum? Da, acum se mai vede ceva în spate? Ok, bun. Perfect, mă aud pe toți. Mă fac o dată mai speriat. Am pus un timp ce era. Nu, e bine, așa e prima oară, trebuie să împingi mai tare. Aha. Vrei să vin cu ea? Tu știi, cum zici tu, tu știi mai bine. E pe undeva pe aici. Uite-o aici. Hansel und Gretel. Vor einem großen Walde wende ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei...